34 de elevi ai Colegiului Național Decebal din Deva au primit luni atestatele de limba germană. Acestea au fost obținute în urma promovării examenului și au fost înmânate în cadrul unei festivități care a avut loc la sala Pro Arte a unității de învățământ. Acordăm diplomele de certificare a cunoașterii limbii germane de către elevii noștri. Cei care studiază limba germană ca limbă maternă sau limba germană ca limbă modernă au avut posibilitatea să participe la o certificare de cunoaștere pe mai multe nivele de cunoaștere a limbii germane. Examenul a avut loc în vara anului școlar trecut. De curând am primit rezultatele și ne bucurăm că un număr atât de mare de elevi care studiază limba germană au și obținut această certificare. Este rezultatul muncii de mai mulți ani. Mulți dintre ei studiază limba germană din grădiniță, alții studiază limba germană ca limbă modernă și iată că rezultatele apar pe parcursul liceului și al gimnaziului. Atestatele oferă posibilitatea de a studia la facultățile din România cu profil de limbă germană sau cu predare în limba germană, fiind recunoscute drept examen de admitere. Această certificare îi va ajuta pe elevii noștri, în primul rând pentru cei din clasele a 12-a. Ei vor putea să utilizeze diploma, să își echivaleze proba de competență lingvistică. De asemenea, pentru elevii din clasele primare, dacă va avea loc examenul pentru înscriere în clasa 5-a, atunci pentru aceste clase îi va ajuta foarte mult și pe cei cu admitere în învățământul liceal, această diplomă le echivalează proba de aptitudini. Diplomele obținute pot să le ofere celor 34 de elevi și adolescenți o șansă în plus și în găsirea unui loc de muncă atunci când vor ieși de pe băncile școlii. Festivitatea de astăzi este o încoronare a muncii copiilor de clasa 5-a, a 6-a, a 11-a și a 12-a, da? Cei care au nevoie de o limbă străină și au studiat-o aprofundat, ca limbă maternă, ca și limbă modernă, și ar dori să demonstreze că cunosc bine acest lucru. Diplomele ESD, precum și celelalte de care ne ocupăm noi profesorii de la Colegiul Decebal, le arată nivelul lingvistic. Este o posibilitate de a se angaja, o posibilitate de a accede la o treaptă mai înaltă la un loc de muncă și totodată pentru noi profesori este un antrenament, să zicem. Copiii intră în horă, joacă și câștigă. Adică ei știu din timp ce înseamnă un examen de limbă, sunt antrenați pentru asta, exersează, dobândesc flexibilitate în a scrie, a citi, a vorbi, a auzi și această dezinvoluntură și, bineînțeles, și limbajul bogat contribuie la dezvoltarea lor personală și mai târziu și profesională. Examenul de certificare a fost organizat de European Examination Center din București, în colaborare cu Colegiul Național Decebal din Deva, evaluarea candidaților fiind realizată de către evaluatori externi certificați ESD. Într-adevăr, este o mândrie pentru noi în calitate de părinți, pentru că este practic încununarea câtorva ani buni de studiu împreună cu doamna profesoară, împreună cu toate cadrele didactice și conducerea acestui prestigios colegiu național, care, iată, astăzi încununează practic studiul unei limbi de circulație internațională, o limbă care nu este foarte accesibilă oricui, dar care deschide cu siguranță orizonturi culturale noi, atât în privința literaturii, cât și a filozofiei.
filozofiei, a unor discipline tehnice, așadar sperăm ca toți elevii care vor obține aceste certificate să se bucure și să-și poată valorifica cunoștințele în diferite domenii, bineînțeles, și bineînțeles să-și lărgească orizontul cultural, poate prin studii aprofundate în străinătate, după care, bineînțeles, să valorifice experiența acumulată și în România. Diplomele care atestă aptitudinile și cunoștințele de limbă germană au fost înmânate elevilor care au participat la examenele din vara acestui an, iar nivelurile de limbă certificate sunt A2, B1, B2, C1. Segmentul de vârstă al elevilor decebaliști care au obținut această certificare este cuprins între 9 și 18 ani. Mă bucur că după mulți ani de studiu mi-a fost înmânată această diplomă și doresc să-i mulțumesc doamnei profesoare Elena Dumbravă pentru sprijin și ajutor și părinților deoarece mi-au fost alături. De ce îți place limba germană? Îmi place, cred că, deoarece am început să studiez încă de când eram mică. Care e diferența între limba germană și limba engleză? Le vorbești pe amândouă, da? Da. Limba germană mi se pare mai ușoară. Mai aproape de sufletul tău? Da. Aproape de sufletul meu. Sunt foarte bucuroasă pentru că am reușit să dau acest examen și să-mi evaluez cunoștințele și totodată că am trecut peste acest prag cu emoțiile, deoarece sunt foarte emotivă. Limba germană o învăț încă de la grădiniță și de aceea nu mi se pare foarte complicată. Dar cred că toată lumea care își dorește să învețe o limbă nouă poate învăța, deoarece repetită este mama învățătorii și dacă exersăm cu toții reușim. Astăzi va avea loc premierea ESD-ului, este un concurs de germană, după cum am auzit, și sunt aici cu doi colegi care și ei sunt premiați și ei au făcut foarte bine, au fost în aceeași grupă. Și atât am pot să vă spun despre ce se întâmplă. Mai multe. De ce consideri important limba germană? Cu ce te diferențiază faptul că iei astăzi această diplomă față de colegii tăi? Păi, în primul rând, adică nu prea mă mai diferențiază, doar că mi-am demonstrat mie că știu foarte mult germană și limba germană pentru mine înseamnă deja foarte mult, pentru că de fac de mic germană și aș vrea să mă las și să particip la cât mai multe concursuri, ESD-uri de germană. Pe lângă cei 34 de elevi care și-au primit diplomele, au fost premiați și profesorii care s-au ocupat de pregătirea lor, dar și directorul Colegiului Național Decebal din Deva, care a susținut mereu acest tip de activități.